Un accident rutier a avut loc marți seara în comuna Drăguțești, în satul Iași. Din primele informații au fost implicate 4 mașini. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare și un echipaj smurd din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță al județului Gorj. O singură persoană a suferit de leziuni primind îngrijiri la fața locului. Traficul în zonă a fost îngreunat 10 de minute cât a durat intervenția echipajelor de la ambulanță și pompieri.